Salutare, prieteni! Măi, oameni buni, am marea rugăminte să mă ascultați cu atenție și totodată să distribuiți acest videoclip, că poate mai devreme sau mai târziu veți trece și voi prin ceea ce am trecut eu azi noapte. Serios, știu că vor apărea extrem de multe persoane prin comentarii și vor spune: vai, dar bine că ți s-a întâmplat așa, felicitări, asta meriți! Dar mi-aș dori să treacă și ei printr-o astfel de situație, să vină poliția, să dea mâna cu agresorul, să-i spună noapte bună, să plece ăla liniștit și voi să rămâneți victime amendate. Da, asta am pățit eu aseară. Haide să vă povestesc cu lux de amănunte. Eram în OMV aici la pescărie, stăteam live pe TikTok. Dintr-o dată vine un individ, îmi bate în geam și începe să înjure. Am crezut că face vreo caterincă la început. Și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Cât ce am adormit în mașină, să mut mașina de aici. În condițiile în care tot OMV-ul era gol. Era 1 dimineața. Da? Când l-am văzut că n-are nicio treabă cu locul meu de parcare și practic e pornit pe mine să mă întărâte, să mă dau jos la el, am întors camera spre el și priviți ce comportament avea. Ia uite-l pe ăsta. Uitați, fraților, ce caracter. După o serie de injurii și amenințări, și-a scos și sul afară că el să pișe pe mine. Și că se pișe și pe cameră la OMV și nu contează că este într-un spațiu public, el vrea să-mi arate care măciucă și să pișe pe părerea mea și pe faptul că îl filmez. Ați înțeles? Domnilor parlamentari, domnilor procurori, domnilor judecători, domnilor de la conducerea României, puneți-vă o secundă în situația mea. Eu am fost singur în mașină. Dar poate că dumneavoastră ați fi fost cu mama, cu soția sau cu fetița sau poate la pompă alimentați și întorceați capul și îl vedeați pe ăsta cu sula goală în public. Cum v-ați fi simțit? Cum v-ați fi simțit? Cum ați fi reacționat? Ați fi sunat la 112, nu? Asta am făcut și eu. O să aveți o surpriză cu 112. Dar haide să vedem cum s-au derulat toate incidentele din seara respectivă. Uite așa. Uite așa. Uite așa. Ia. Haide. Hopa, l-ați auzit ce a spus? Băi, bulangiule, tu nu știi cine sunt eu. Bă, frate, nu te cunosc, nu îmi spune nimic comportamentul ăsta despre tine, îmi spune doar că tu umbli liber printre oamenii simpli. Nu știu cine ești, dar mi-ar fi plăcut să fii la pușcărie, acolo unde primești o reeducare, să vii aici în societate, să înveți cum să te comporți printre noi ăștia liniștiți. Mi-ar fi plăcut să fii la un spital de nebun să-ți faci niște analize, pentru că umbli așa liber printre oamenii sănătoși la cap. Mai târziu, o să vedeți în filmare, m-a amenințat că îmi pune toată poliția în cap. Dacă am ajuns, sau dacă poliția română a ajuns să fie condusă de un asemenea specimen, îmi pare rău, eu plec din țară. Adică nu mai ai libertate, vine poliția și o să vedeți că, da, este nu poliția ca și instituție condusă, ci câțiva polițiști. Da, o să vedeți mai târziu un videoclip. Haideți să-l ascultați. Da. Măi, fraților, în primă fază nu am dat crezarea acestei vorbe. Stai ca pizdele mașină. N-am băgat-o în seamă. Eram în tensiune, acolo nu m-a interesat. Când am ajuns acasă și am ascultat cu atenție tot videoclipul, mi-am dat seama că a jignit toate femeile din România. Îmi pare rău, doamnelor, îmi cer iertare că vă trăiți viața printre aceste specimene. Îmi pare rău că în România nu aveți putere absolut deloc în fața acestor frustrați și needucați. În Anglia, dacă jignești o femeie, nu mai vezi lumina zilei o lungă perioadă de timp. În România, dacă bați o femeie, o jignești, o umilești, ești bombardier. Ești puternic. În România, dacă umilești femeile și le faci slabe, ești și mai chiar, mă. Tu ți-ai impus punctul de vedere și toată lumea te respectă. Îmi pare rău, doamnelor, că s-a ajuns la un asemenea nivel de inconștiență. Vă rog mult de tot să faceți o petiție și să vă spuneți punctul de vedere. Nu se poate așa ceva, pentru că va veni ziua aia în care veți fi și mai umilite, și mai maltratate, și mai bătute, și mai înjosite. Pentru că nu mai aveți putere. Mă rog în fața, deci îi rog pe domnii politicieni, procurori, avocați, miniștri, prim-miniștri, toată puterea României. Vă rog, luați atitudine, pentru că și dumneavoastră ați fost crescuți de așa zisele pizde. Ați fost ștergi la curuleț, ați fost alăptați, ați fost purtați 9 luni în pântec. Și vine un needucat să le facă fricoase că nu se dau jos din mașină?
Adică noi suntem bărbați și ieșim la bătaie și ar trebui să stea închise și să vină unul de ăsta să le umilească? Nu știu, mi-e scârbă. Haideți să vedem ce se mai întâmplă. Că ai problem cu mine, Bulanciul. Te toarnă până oraș. Plăbei pula în gură. De ce poate mașină? Ești pe afară, ești mecher. Te violezi din prima, Bulanciul. Da, ți-a auzit că mă caut el până oraș și îmi face multe probleme. Problema este alta. E un violator printre noi. Ce facem? Păi mie mi-e frică că poate el are bucurii la mine și vrea să mă violeze. Dacă eu ies pe poartă, poate ăsta vine, mă strânge de gât și mi-o bagă în spate. Acolo unde e interzis, acolo unde îi place doar lui. Păi ce facem? Că mă violează direct, mi-a spus-o într-un mod public, în fața camerelor. Mie mi-e frică să mai spun strada, domnule. Păi vine ăsta și ce-a făcut? Gata, la revedere, nu? Ia uite, mă, sunt pradă violatorilor care umblă liber printre noi. Mă violează direct. Nu stă la discuție. De asta nici m-am dat jos în mașină, că poate cine știe cum mă lega și mă ardea în bostan. Ce să mai zici, frate? Ce să mai zici? Dar vine acum cireașa de pe tort când am sunat la 112. Haide să vedeți. Nu e pizdă, dai sifoneală poliție. Dai sifoneală poliție, băi. Băi sifonule. Băi prăduitorule, băi. Dai sifoneală. Ai chemat garda. Ișa mai șpătire de șmecherții. Gata, fraților. Dacă cumva ajungem să ne cerem drepturile, suntem sifonari. Dacă cumva îndrăznim și avem tupeu să sunăm la siguranța și protecția poliției române, suntem prăduitori, tată. Nu avem ce căuta. Bă, din păcate, polițistul care a venit să investigheze cazul mi-a demonstrat că chiar sunt un prăduitor, că am sunat degeaba la 112, că domnul nu este niciun pericol. Haideți să vedeți în cele ce urmează. După ce a văzut că insist cu telefoanele la 112 să vină un echipaj de poliție, acest individ a încercat să mă agreseze și fizic. S-a apropiat de mine să mă intimideze, neținând cont că sunt camere de filmat în OMV și mai ales că eu sunt în timpul unui live pe TikTok. Nu a ținut cont nici că a venit poliția. Din contră, a prins curaj și aici mi-a făcut un vânt gata să mă duc pe spate. Parcă a prins mai mult curaj când a văzut poliția lângă el. A început să se salute cu polițiștii și a spus punctul de vedere și apoi... Am filmarea. Nu, el a venit din spate. Urmă ca să vii să faci spirit, domnule, să dau unde spate. Unde e temperatura? În spate acolo, domnule, a venit, el are tu, mă urmărește pe TikTok, mi-a zis, băga mea și... L-am filmat, deci nici nu există, nici nu există în discuție. Te-am filmat aici pe cameră. Dă-mă în judecată, mă. Iarăși n-am reacționat că n-am știut cum. Domnilor procurori, judecători și magistrați, oare nu mai există lege pentru astfel de persoane? Adică și dacă îl dau în judecată pe el, nu-l interesează? El e mai presus de toată legea din România? Dar de ce? Dar din cum? Cum? Nu suntem toți egali? Cred că suntem toți la același son. Chiar dacă are unul bani mai mult și altul mai puțin. Egalitate în fața dumneavoastră avem toți. Cum poți să... Dă-mă judecată. Cu poliția lângă. E ceva de neegalat. De ce mă scuipi? De ce mă scuipi? De cine de rând? De dumneavoastră pe tine anume. Deci văd oameni, le semnați bine, dacă nu le semnați, le trimiți acasă. Deci nu apucăm acum ca doi copii să ne semnați. Ai venit să faci scandal, lasă, că am văzut eu. Deci tu ai locul de parcare acolo. Dacă băiatul meu să parchez aici, el face parte... Păi dacă face parte din OMV... Nu faci parte din OMV, aici este... Păi el lucrează aici. Dacă te-ai intrat aici, vine cineva și zice, băi, am nevoie. Ok, hai să mă mut un pic, mă trag înapoi după aceea dacă stai toată noaptea, da? Păi, nu provocăm persoane, tu dar cum adică am provocat eu? Păi provoci. Da, provoci, prin faptul că tu nu muți. Aici nu este amenajat unul de parcare, da? Uite, ai acolo parcare, uite, ai locul. Dacă vine un reprezentant al OMV-ului, dacă vine un, aveți treabă, dar înseamnă că sunteți pe felie, nu? Ești pe felie, nu e nimeni pe felie, te am dat. Bă, vedeți, mă, fraților, cum e în România. Sunt la 112, vine poliția și îmi spune mie că eu sunt de vină că am sunat la 112. Da, am înțeles. Da, și cum i-a bătut? Trebuia să stați spațiile.
Exact cum spune colegul șeful. Unul parchează pe partea aia. Asta și-o... De ce stai cu mașina aici? Dom'le, așa se obișnuiește aici. Un pas, nu știu ce mai departe, să fim mai departe. Nu știu ce este între dumneavoastră, ce faceți pe rețelele de comunicare. Nu știu ce faceți, ce vă urmăriți, ce... Da, din păcate nu mai era el ăla puternic, nu? A venit poliția și a zis, am și eu problemele mele. Am înțeles. Și eu le-am pe ale mele și ceilalți le-au pe ale lor. Dar de aici a început un alt calvar care am crezut că nu se mai termină. Cu acest polițist care m-a amendat și care l-a lăsat pe acel individ să plece fără nicio sancțiune. Televiziunile din România, dacă vor să mediatizeze acest caz, sunt de acord să dau toate informațiile. Vă rog frumos să mă contactați, să mă sunați. Sunt aici să vin în orice emisiune doriți. Vreau să se facă dreptate mai devreme sau mai târziu. Nu se poate așa ceva. Te amenință ăla, te scuipă, te agresează fizic în fața poliției. Și este lăsat să plece liniștit cu mașina. Uitați și voi că se urcă nestingherite mașină și pleacă. Iar eu, sunt care mi-au amendă și care încasează toate vorbele polițistului, toți nervii pe care i-a avut, eu i-am încasat în seara aia. Nu mai știam, eu țipam după dreptate. Dar din păcate, dreptatea e Iisus. Da. Depune plângerea. Pentru amenințări, dar lasă că eu am filmarea. E live înregistrat. Dacă zici că te-ai amenințat, ai termen 3 luni să prinzi la fel. Și 100%, deci nu există. Păi m-a scuipat în geam, mi-a tras de astea. Căuță, scuipatul pe geam. A tras de ușă. Da, primește amendă pentru asta. Dar și tu primești amendă. Am sunat la 112 pentru că omul acesta m-a scuipat, ăsta cu mașina de Brașov, m-a scuipat aici în OMV. Da? Deci m-a scuipat aici în OMV, șmecherii. Șmecherii care te omoară pe stradă. Da? Și acum vine domnul și îmi spune că îmi dă mie amendă că de ce am sunat la 112? Cum? Spune-mi cum? Pe ce bază? Nu, domnule agent, nu ne-ai luat nicio declarație. Nu mi-ai dat dreptul la replică. L-ai ascultat pe acel individ, pe agresor, da? Și apoi ei făcusem să plece. El a plecat nestingherit pe lângă voi. La revedere, nici măcar o mini-sancțiune, un ceva măcar să-l tragi la răspundere. Eu am rămas singurul afectat pe ambele planuri. Și moral și financiar. Pentru ce? Pentru că se mai fac favoruri la locul de muncă. Ce nasol. În locurile astea n-ar trebui să se facă favoruri. Absolut deloc. Și cobor. Acum ca să vadă la Constituția scris, da? Deci în urma apelului dumneavoastră am constatat că a trebuit un public o persoană de la un loc de parcare. Nu de la un loc de parcare. De la ba da. Nu, pentru că nu a fost un loc de parcare acolo. De la locul de parcare... Nu, mi-a spus să mut mașina. Da. Măi, fraților, voi vă dați seama că domnul polițist nu știe pentru ce a venit? El habar n-are de ce am sunat eu la 112, ci că pentru locul de parcare. Care loc? Acolo nu există loc de parcare. Am sunat pentru umilirea, pentru înjosirea, pentru injuriile, pentru amenințarea și pentru agresiunea verbală și fizică pe care acel individ mi-a făcut-o. El nici nu știe de ce a venit. El m-a amendat degeaba, abuz în serviciu, nu m-a ascultat o secundă, deci nu mi-a luat nici măcar o mini-declarație, nici măcar nu m-a întrebat ce s-a întâmplat. A venit nervos și a făcut treaba, i-a spus lui ea să plece repede, să dea drumul că nu s-a întâmplat nimic și că nu ne vede nimeni, pleacă mai repede. Și acum a rămas eu și la mine în cap să-mi spar toate ponoasele. Discutăm degeaba, eu am datele lui, este verificat. Nicio problemă, trebuie să știe toată România că dumneavoastră, Așa, dumneavoastră, colegii și-au făcut treaba. Ceilalți colegi, felicitări. Este identificat. Și-au făcut... Deci aveți favorisme cu dânsul, nu? Nu are nimeni niciun favorism, nici nu cunosc pe în timpul serviciului. De ce, domnule, în stilul ăsta? Ascultați-mă aici. Ați, aflându-mă în timpul stației PECO OMV Păstărie, ați provocat scandal. Motiv fiind un lot de parcare de pe platforma stației PECO. Sancționează de 1000 de lei pentru lucruri neadevărate aduse la adresa mea, da? Aveți posibilitatea să achitați în termen de 15 zile 100 de lei. Sunteți de acord cu cele consemnat? Da sau nu? Nu semnez absolut nimic. Fraților, dacă domnul polițist a spus că nu mai avem ce discuta acolo la fața locului, voi merge și eu mai departe și îmi voi face dreptate pe cale legală și
Dacă televiziunile din România vor să mediatizeze acest caz, îi aștept cu mesaj în privat și le mulțumesc tuturor celor care m-au ascultat. Cam așa se aplică legea pentru unii. V-am pupat!